Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor, bun găsit azi în Brașov. Ghici despre ce vorbi, despre ce se vorbește în pe raza municipiului Brașov de mai bine de 8 ani, așa. Nu știu, cred că cam așa a început, hai să zicem, 10 cu promisiunile electorale. Aeroportul, nene, ne dorim aeroport, sunt curios, foarte curios ce o să facem după ce o să-l avem, dar deocamdată sunt foarte curios dacă o să-l avem. Am doi invitații în studio, doi activiști adevărați, dar din partea civică, da, situație. Radu Hosu, bună seara, bine ai venit. Bună seara. Și Nelu Corbu, bună seara, bine ai venit. Bună seara, bine. Radu Hosu, deținător al unei idei până la urmă pe Facebook, pagină, e așa. Da, o idee foarte interesantă, vrem aeroport la Brașov. Aeroportul ăsta a născut și probabil că încă o să mai nască foarte, foarte multe discuții, dar este pentru prima dată când, nu știu, oameni, cetățeni normal ca voi doi, au zis, bă, ia, hai să vedem cum facem să ieșim cu trollerul în stradă, nene. Să vrem să plecăm de la terminalul ăsta, să se termine cu poveștile, să vedem dacă reușim sau dacă o să reușim vreodată să ne îmbarcăm de la Brașov într-o aeronavă cu mai mult de 4 locuri, că asta se întâmplă deocamdată. Da, am făcut pagina, am făcut ideea Vrem Aeroport la Brașov, pagina de Facebook Vrem Aeroport la Brașov, acum 4 ani, 5 ani, când era Relu Fenechiu, ministrul transporturilor, și a spus, noi nu dăm niciun fel de bani pentru aeroportul Brașov. Și era bine, colegul meu, eu fiind, Relu Fenechiu, exact de ce trăia aeroportul. Eu fiind membru în PNL în acel moment, m-am simțit foarte ofuscat, foarte frustrat. Colegul tău de partid a spus, domnule, înainte să ducă la... Da. Și atunci am spus că este nasol, facem o pagină în care să adunăm oameni care să-și exprime dorința de a avea un aeroport la Brașov, pentru că în momentul ăla, prin 2012-2013, începuse Facebook-ul să prindă un avânt din asta muncitoresc. Da, fiecare cu ideea lui, ostășesc, el muncitoresc. Așa, și am zis că ar fi bine să ne folosim de uneltele astea. Și din momentul ăla, acum avem 15.000 de like-uri, deci 15.000 de oameni apreciază pagina și ideea și probabil că sunt în spatele ideii și live-urile pe care le-am făcut de la protest au peste 250.000 de vizualizări, două live-uri, adică făcute cu acest telefon, deci nimic profesionist și așa mai departe. 250.000 de vizualizări, așa cam cât o seară de Antena 3 în prime time. Ceea ce este foarte bine. Ceea ce cred că îi sperie un pic pe politicienii locali, pentru că este așa un pic simpatic și funny. Să stai să te uiți cum se calcă pe picioare care face mai repede pe aeroportul. Acum îl face George Scripcaru, acum îl face Adrian Bește, acum îl face Consiliul Județean, acum îl face Regiunea Centru. Mâine, poi mâine îl face chiar București. Dar mă bucură foarte tare chestia. Asta înseamnă că apelul nostru a avut succes și presiunea va rămâne constantă. Vrem să facem săptămâna viitoare o dezbatere, dar dacă putem să discutăm mai... Cu siguranță. Treaba e că despre aeroportul ăsta foarte multă lume se dă cu părerea. Adică politicienii, pe de-o parte, încearcă să facă din el capital politic și au încercat și au și reușit de-a lungul timpului, mai ales în ceea ce îi privește pe cei care, sigur, într-un fel sau altul erau implicați cu semnătura acolo. Știi? Nu mai vorbim de parlamentari. Am făcut emisiuni în campanie electorală și pe aici au trecut o fel de viitor deputați, viitor senatori. Unii au dat cu stângul în dreptul, au ieșit din cursă lamentabil, alții au ajuns să ne reprezinte pe noi ca brașoveni acolo. Mă, când ajung acolo, se așernea și o perdea de uitare peste ei. Oare de ce? Nelu? După cum știți, din 2014 nu s-a mai mișcat nimica. Indiferent cât capital de imagine încearcă să-și facă pe subiect, din 2014 nu s-a mai mișcat nimica. De când a plecat domnul Căncescu de la Consiliul Județean, nimic. Și nu numai la aeroport. Aici vorbim și de Olimpia, baza olimpică, care arată într-un mod absolut înfiorător. Agrementul e părăsit. Nu reușește să facă nimica cu el. De asta nici au venit imediat după protestul ăsta, mititel, într-adevăr, 150 de persoane. Dar spun eu că a transmis un mesaj destul de clar. Vrem aeroport, o să vin și cu argumente de ce vrem aeroport. Nu neapărat că e așa ca o tichie de mărgăritar. Păi nu, o să trecem imediat la partea asta, că știu eu, forța civică, să zicem, fără legătură cu ce exista la urmă forța civică, mă refer la forța civică în sine, da, forța civică, puterea cetățeanului.
are întotdeauna în spate ceva. De cele mai multe ori... E Soros. Da, în afară de Soros, da. De cele mai multe ori pleacă de la niște probleme reale, concrete și așa mai departe. De care politicienii de-a lungul timpului, că fiecare la momentul respectiv a profitat de chestia asta. Aristotel Căncescu a profitat atunci când trebuia să profite, alți oameni, unii în funcție, alții dispăruți între timp, au profitat și s-au încercat să profite. Cert, și dincolo de asta, tragem linie pe partea asta politică, considerând că ne interesează prea puțin în acest moment, cert este că avem ceva făcut în acea zonă. Avem nucleul, sau cel mai important, mie îmi place să zbor și într-un fel sau altul mă mai pricep la lucrurile astea. Nucleul există. În momentul în care ai pistă, din acel moment poți să emiți niște pretenții, poți să faci nume terminal și așa mai departe. Dar hai, înainte să trecem la lucrurile astea, ziceai, Nelu, că există niște lucruri pentru care, sau niște cauze pentru care noi vrem aeroport. De ce vrem noi aeroportul ăsta? Păi am avut ocazia să citesc zilele trecute un studiu al Băncii Mondiale referitor la orașele magne din România. La dezbatere a fost și Radu Hosu. N-a venit niciun reprezentant al administrației publice locale sau județene la dezbaterea respectivă. A fost un consilier pentru câteva ore. Acolo se vorbește despre magnetismul orașelor din România. În momentul în care noi nu mai facem aeroportul, pierdem. Este vorba de un război economic care are loc în România. Un război nedeclarat. E un război care e normal într-o economie de piață. Da, are o logică războiul ăsta. Fiecare vrea să tragă spuza pe turta lui. Corect. În ce sens război economic? Dacă un oraș este mai avansat din punct de vedere atractivitate economică decât altul, clar va retrage resursele umane, investițiile din arealul respectiv. Noi momentan pierdem inclusiv în războiul cu Sibiu, care Sibiu, să nu uităm, are 100 și ceva de mii de locuitori mai puțin decât Brașovul. Sibiu are aeroport. Se zice că nu e profitabil. Nu o fi profitabil. Da, depinde ce înseamnă profitabil, chiar și o discuție și aici pe treaba asta. Discutăm de aeroporturi profitabile 100% undeva în lume? Foarte puțin probabil. Probabil că există niște aeroporturi mari care la final de an financiar, când trag linie, au niște profituri. Dar astea nu se cuantifică la un oraș ca Brașovul sau ca Sibiu, că tot ai dat exemplu Sibiu. Nu se cuantifică în câți bani face aeroportul ăla sau câți bani produce aeroportul ăla. Este parte integrantă din ceea ce produce orașul. Pentru că nu avem autostradă. Exact. Nu avem autostradă, da? Suntem vai de capul nostru. Cea mai apropiată autostradă este la 100 și vreo 25 de kilometri la Sibiu. Da, cam atât sunt până la Sibiu, dacă nu mă înșel eu. La 2 ore și un pic distanță. Adică faci 120 de kilometri în 2 ore. Pentru că viteza medie de croazieră n-are cum să depășească 60 la oră. Pentru că mergi prin localități, drumul e sinuos și așa mai departe. Zone periculoase, pădurea Bogății pe o parte, Perșan pe partea cealaltă și așa mai departe. Și atunci ce facem? Fără un cârlig de ăsta, autostradă sau aeroport, este clar că suntem neatractivi. Da, și aș mai da un exemplu. Iașul. Iașul nu știu dacă va fi legat de autostradă prea curând de vest. Și totuși, doar faptul că au aeroport, au reușit să atragă foarte multe firme din industria IT care au investit masiv acolo, au atras forță de muncă care este plătită cu un salariu mediu. Oricum, pentru Moldova, un salariu foarte bun, foarte mare. Putem să împărțim și țara. Și e o așa mică revoluție acolo care se întâmplă exact și la Cluj, aceeași situație. Momentan, Brașovul pierde pe partea asta și va pierde pe termen mediu și lung. În momentul în care noi nu avem legături cu exteriorul, și firmele ne vor ocoli. Iar războiul ăsta al economiei trebuie să-l înțelegem în felul următor. În momentul în care o firmă, cum este, de exemplu, Accenture sau orice, spuneți orice altă firmă, vine și își face birouri la București, la Iași, la Cluj și la Timișoara, probabilitatea ca să, să o facă și la Brașov este mică. În s-ar momentul de față. Fără... S-ar putea să fim, oricum s-ar putea să fim un pic întârziați. Deci de aeroportul ăsta trebuia făcut cu 10 ani în urmă. Eu acum nu vreau să par vreun de ăsta nostalgic. Aeroporturile despre care vorbim noi în acest moment sunt construite pe vremea lui Ceaușescu, unele chiar înainte să ajungă comunismul în România. Din păcate, la Brașov, deși am avut și avem în continuare
industrie aeronautică. Mie asta mi se pare cel mai, nu știu cum să zic, strigător paradoxal la cer. Paradoxal. Bine, ai industrie aero la Brașov și tu nu ai aeroport? Păi da, am pus, după părerea mea, punem într-un fel sau altul carul în fața boilor. Adică avem o pistă înierbată la Ghimbav, avem o pistă înierbată la Sânt Petru, a mai apărut una aproape de Piatra Craiului, a mai apărut una la Preșmer, cred că mai apare una la Preșmer, din când am văzut. Există un fenomen pe care, mie mi se pare că la nivel național există o ignoranță masivă apropo de niște lucruri simple până la urmă. Bă, vezi că acolo există ceva care merită aripi? Păi dă-i, frate, aripi! La nivel național există foarte multă ignoranță pe foarte multe subiecte, începând de la educație, terminând la sănătate, infrastructura este printre ele, dar nu despre asta cred că discutăm noi acum. Un lucru pe care mi-aș dori să-l punctez este că mi-aș dori să eliminăm conspirația asta acum că București are ceva cu noi. Exact. O prostie. O grămadă de oameni văd pe Facebook și, și în stradă care vin și spun, domnule, București ne lasă. Nu. Noi avem dușmanii noștri, cer scuze, îi avem la noi în casă. Nu, noi suntem dușmanii noștri. Noi suntem problema. Noi suntem problema când mergem pe a furat, da, și făcut. Noi suntem problema când, lasă, domnule, că ne-a făcut pista. Noi suntem problema când continuăm cu lucrurile astea. Și nu reușim să punem o presiune și să spunem stop. Ce ai promis? Cel mai mare proiect pe care l-ai promis. Aeroportul Brașov. Bun, au trecut 4 ani de zile, nu l-ai făcut. Domnule, știi, nu l-am făcut pentru că birocrație, pentru că București, pentru că nu mă interesează. Tu trebuia să te gândești în momentul în care în campanie electorală ai promis un lucru, să ții în calcul toți pașii ăștia prin care vei trece. Inclusiv birocrația. Inclusiv birocrația. Inclusiv Bucureștiul, problema. Inclusiv toate lucrurile astea. Nu le-ai reușit, ești impotent politic următor. Nu te mai votezi. Da, greu. Acum eu, într-un fel, îți dau dreptate, într-un alt fel, sau, mă rog, pe de altă parte pot să spun că deși este un proiect important, nu este singurul. Și atunci oamenii, în general, oamenii politici nu vin doar cu un singur proiect. E adevărat. Da, dincolo de asta sau dincolo de partea asta politică, eu cred că noi, cei care, într-adevăr, avem un cuvânt de spus, nu o facem. Nu o facem, bineînțeles. Asta e că, de fapt, putem să dăm vina pe oricare din oamenii ăștia politici. Că e președinte Consiliului Județean, că-s primari, că nu contează. Da? Unul a stat contra, altul nu știu ce, altul a venit cu o idee, celălalt n-a fost de acord. Mult timp unii nu s-au înțeles și așa mai departe. Dar nu despre asta este vorba. Eu cred că este vorba de ce scrie aici la voi. De civic, de civism. Noi nu suntem în stare să... Uite, Brașovul nu are un spirit civic dezvoltat. Dar de ce n-avem? Comparativ cu Clujul. Ce ne lipsește, domnule? În primul rând, există, din punctul meu de vedere, o automulțumire, domnule. Brașovul, un oraș frumos. Da, cel mai frumos oraș din România. Corect. Cel mai frumos oraș din România. Asta am mai pomenit-o și eu cu cărămida asta care ne-o dăm în piept. Da, adevărat. Este și nu prea. Discutabil. Avem o bază a unei infrastructuri care la un moment dat era foarte bună, nu știu, aveam străzi, aveam trotuare. Și acum sunt străzi, este trotuare, curat orașul, curat. Doar că deja noi avem o problemă din punctul meu de vedere. Noi trebuie să ne dezvoltăm infrastructura locală internă a orașului către un oraș smart. Avem nevoie de semaforizare smart, avem nevoie de benzi pentru biciclete. Nu ce avem în momentul ăla. Că astea deci, sunt o glumă. Acum, dincolo de... E adevărat că putem să toate ne transformăm? Lucrurile astea, da. Toate lucrurile astea vin la pachet cu o mentalitate a cetățeanului, care este una modernă, contemporană. Ar trebui să fie, vrei să spui. Ar trebui să fie. Doar că noi suntem în urmă, tocmai din cauza sau datorită faptului că ne batem cu cărămida în piept, că noi suntem deja undeva. Și atunci noi nu mai avem nevoie. Domnule, primăria face CJ-ul. E o autosuficiență. Să trecem la un nivel superior. Mă uitam cu admirație la site-ul primăriei din Oradea. Ce frumos au putut să-și valorifice centrul vechi. În modul în care l-au scos la suprafață, au renovat niște clădiri acolo în centru și o piațetă pe bani europeni. Da, nici măcar nu contează iarăși. La noi se prăbușește. Nu contează, dar nu contează pe ce bani.
poate să fie și pe banii noștri, ai Brașovului, să zicem. Că noi avem senzația că sunt banii noștri. Da, banii noștri, taxe, impozite locale, cote defalcate din TVA. Dar uite, vezi, eu am tot povestit despre lucrul ăsta în emisiune și probabil că te mai bași cu morile de vânt. Într-adevăr, de departe, trăim într-un oraș frumos, dar care ar putea să fie mult mai frumos. Și acum... Parcă suntem noi în campanie electorală să ne batem pentru primărie, dar vă spun sincer că am discutat aici în emisiune cu oameni din administrația publică locală. Ei par totuși încătușați așa în niște reguli, niște tot de birocrație până la urmă, dar cred că până la urmă nici ei n-au nicio vină. Îi pui așa deoparte, bă, n-aveți nicio vină voi, tot noi oamenii avem vină. Am făcut piste, sunt pistele astea de bicicletă, da? Mici, insuficiente, cum sunt ele? Ai încercat să mergi cu bicicleta? Nu, dar eu am încercat. Slavă Domnului că n-am încercat. Eu am încercat. Într-adevăr, viața ta ca biciclist e pusă în pericol. Este, odată că e pusă, este foarte dificil. De nenumărate ori am discutat pe treaba asta. Există niște piste de bicicletă. Le respectă cineva? Poliția face ce trebuie făcut atunci când oamenii care sunt parcați. Poliția. Care din ele? Auzi, poliția. Păi nu contează. Contează. Poliția. Există poliție de trei feluri. În ceea ce e groaznic, ar trebui să fie o singură poliție, nu? Nu, să știi că peste tot în lume sunt mai multe feluri de poliție. Sunt mai multe poliții. Dar fiecare sunt chestiuni de bază, zic eu, la care ar trebui să se implice toată lumea. Băi, dacă tu ești de la poliția locală și l-ai văzut pe ăla că este parcat pe aia de pietoni, băi, atunci de ce ți-a dat ție, mă, statusul autorităților locale a amărâtul ăla de girofar? Bă, pornește-l, te oprești în dreptul lui, măcar... Fă-l atent. Dar să nu treci nepăsător pe lângă el, cum se întâmplă indiferent de poliție. Ca să ne înțelegem, da? Nu discutăm de poliția, noi discutăm de poliție în general. Pe de altă parte, acum, eu nu vreau să ne înțelegem, să le iau partea astora care parchează, că i-aș bate. Pe cuvântul meu de onoare. Deci eu m-aș da jos din mașină și aș vedea niște lucruri să se întâmple. Aș face să se întâmple niște lucruri. Nici bicicliștii nu sunt exact ce ar trebui să fie în orașul ăsta. Nici ca număr, în primul rând, nici ca atitudine. În afară de Robert Lazar, care este... Aș putea să vă contrazic vis-a-vis de număr. Mâine există un eveniment făcut pe Facebook, da, Masa uite, Critică, vezi, și veți vedea mii de bicicliști. Nu sunt, atenție, să nu facem o confuzie aici. Sunt bicicliști, oameni îndrăgostiți de mersul pe bicicletă, care se deplasează în anumite condiții și în anumite locații și sunt oameni care merg cu bicicleta zilnic prin oraș. Ăia sunt foarte puțini. Da, pentru că tocmai că ei se gândesc exact. Pentru majoritatea care au încercat să meargă zilnic, e un pericol. Au mers o dată de două ori și au dat seama la ce pericol se expun și au zis ok, eu o să mă duc cu mașina sau cu transport în comun. Da. Ceea ce din nou este un lucru da. Tragic. Hai să ne întoarcem, să ne întoarcem la aeroportul ăsta, că da, vorbim ați fost mulțumiți voi așa ca organizator de, eu zic ca organizator de eveniment, că asta îmi place mie să fac evenimente. Voi ca organizator de eveniment ați fost mulțumiți de reacția brașovenilor la protestul ăsta cu trollere? De reacția brașovenilor care au fost acolo, suntem foarte mulțumiți. De reacția brașovenilor în general. În general, nu putem să fim mulțumiți când într-un oraș de 250.000 de locuitori, pe care dacă îi întreb 99% spun, da, cum să nu vreau aeroport, se prezintă 200 de oameni în stradă. Nu, e 0,00001%. De ce crezi că se întâmplă lucrul ăsta? Eu aș avea o explicație, dar vreau să aud de la voi niște explicații și pe urmă să mă dau și eu cu părere. Există mentalitatea asta să facă alții. Uite că fac alții. E bine. Să facă. Să continue. Noi le urăm mult succes. Vă susținem. Dar de pe margine. Vă susținem. De pe margine. 1. 2. Foarte mulți brașoveni care sunt interesați direct de aeroportul ăsta sunt plecați în diaspora. Și sunt oameni sinceri care și-ar dori, dacă ar fi în Brașov momentul protestului... Și nu vorbim doar de brașoveni ca locuitori ai Brașovului, nu vorbim de județ, exact. Au fost oameni Harghita, la protest, Covazna... Au fost oameni la protest din Codlea, au fost din Preșmer... Au fost la protestul cu aeroportul pe care l-am făcut acum 3 ani de zile eu, de unul singur, fără Nelu, când ne-am cunoscut la Ordonanța 13. Au fost oameni din Făgăraș, care au venit din Făgăraș, cu mașina, la protest. Deci sunt oameni care sunt sinceri și sunt interesați.
Este și vina noastră că am promovat protestul doar pe Facebook. Bineînțeles, presa locală... Și doar în grupurile ce țin de Brașov. Presa locală, că... presa locală a împrăștiat protestul, bineînțeles. Deci a diseminat imaginea informația. Imaginea mediatică a existat. Cât de cât. Nu am în momentul ăsta o explicație, în afară de lasă-i să facă ei dacă vor. Și doi, nu există activitate civică. Trei, există o nemulțumire, o legendă, cum că degeaba ieșim în stradă, că nu, oricum nu se întâmplă nimic. Dacă tot sunt la emisiune și o să mă vadă lumea, îmi doresc să spun chestia asta. Din nou, o altă legendă urbană. Nu este adevărat. Am ieșit la colectiv, în stradă, s-au modificat niște legi. Acum că unii le respectă, alții nu. Uite, avem cluburi în Brașov care de bun simț și din respect față de legea aia au stat închise foarte, foarte mult timp. Și au încercat să remedieze problemele, da, existente. Ordonanța 13, am ieșit în stradă în cel mai mare număr după Revoluție, ordonanța 14, rezultatul a fost ordonanța 14, din nou am avut succes. Cu aeroportul, din nou, avem reacții, un succes limitat, reacții. E mai importantă este uneori reacția decât succesul, pentru că succesul e greu de cuantificat, că și la ordonanța 13, dacă îmi permiteți așa ca o paranteză, momentul ăla a fost unul foarte bun, o imagine foarte bună pentru România și, domnule, au ieșit oamenii în stradă pentru că nu erau de acord, în primul rând, cu o lege dată noaptea și, doi, ce prevedea legea aia, sau ce prevedea legea aia și o lege dată noaptea, nu contează ordinea. Dar oamenii au ieșit în stradă în toate orașele mari din țară. La București a fost o prezență, că nu poți să zici că a fost mobilizare. Eu așa zic, că nu, mobilizarea a fost tot pe Facebook, pe telefoane, da. N-au venit ca în campanie electorală, că ai văzut că mai vin în campanie electorală mesaje exact în ziua votului. Du-te, votează-l pe ăsta, că aici e treaba, să trăiești, te felicităm noi după aia. Ei, ca finalitate la ceea ce am spus mai devreme, îmi doresc ca oamenii să înțeleagă în viitoarele proteste care vor fi organizate de unii, de alții, de unele ONG-uri, de alte ONG-uri, de persoane fizice cum sunt eu sau Nelu, să înțeleagă că numărul participanților contează. Pentru că contează în percepția opiniei. Bă, câți oameni sunt de acord cu opinia ăstuia că ne trebuie aeroport la Brașov? Bineînțeles că nu e nimeni nebun să gândească că sunt 200 de brașoveni care își doresc aeroport la Brașov și restul nu. De aia și... aceste efecte pe care le vedem, de se calcă ei pe picioare în momentul ăsta să ne spună care îl face primul. Dar la un subiect care nu are atât de mare importanță sau aparent nu are importanță, nu știu, discutăm despre sănătate, despre educație, lucruri care sunt cumva tehnice pentru unii, mă, educație, nu știu, cu manualele, cu alea. Deci dacă am face un protest pe chestia asta, dau un exemplu, un abstract, nu înseamnă că dacă ies 200 de persoane, doar aia sunt de acord cu subiectul. Dar e important să fie cât mai multă lume, pentru că așa pui presiune pe factorul decizional. Că de data asta este unul politic. Da, din păcate stăm, să nu credeți, corect, e o legendă urbană aia cu Bucureștiul nu vrea aeroport. Asta am întâlnit în timp ce împărțeam flyere pe Republic și toată lumea spunea, oricum, nu contează, Bucureștiul nu ne dă voie. Nu este adevărat. Bucureștiul, într-adevăr, la nivel de decizie, zicem așa, la modul generic Bucureștiul, dar au fost oameni, tu ai încercat cu Relu Fenechiu, miniștrii ai transporturilor au mai fost și după Relu Fenechiu, că nu s-a închis ministerul ăla, deși eu l-aș închide, vă zic sincer, că n-are, se lucrează prost. Aș lăsa niște agenții de-astea naționale, guvernamentale, cum vreți voi, să facă niște lucruri, dar... Pentru descentralizare ar funcționa o chestie asta. Da, sunt convins că... Dar nu mă întreabă nici pe mine nimeni. Adică dacă mă întreabă, eu le-aș spune. Da. Treaba e că oamenii ăștia care au în vârful pixului mai multă putere decât au în interiorul capului, aici probabil că am fost un pic răutăcios, dar așa mi-a venit dictonul ăsta, o noutate, putem să o traducem pe Facebook, punem pe Facebook. Da, exact. Au ezitări, după părerea mea, care pot fi îndepărtate cu o prezență a oamenilor la o anumită manifestare sau la o manifestare de genul ăsta. Adică, domnule, uite, hai, domnule, să reanalizăm un pic situația asta de la Brașov. S-au cheltuit până în acest moment doar cu pista, din câte văd eu aici, vreo 17 milioane de euro. Și per total, 24.7. Exact, 24.7 în total. Sunt foarte mulți bani. Adică,
Eu nu cred nici... Eu zic că din banii ăștia niciun leu nu a dispărut în altă direcție. Toți banii s-au dus acolo. Plecând de la premiza asta, da? Nu mai zâmbiți. Mergem mai departe. Toți banii s-au dus acolo, da? Am cheltuit aproape 25 de milioane de euro. Probabil că mai trebuie să cheltuim încă pe atât. Nu știu. De două ori pe atât. Sau de două ori pe atât. A ieșit analiza cost-beneficiu și pare să că planul este făcut pe două paliere diferite. Să ajungem la 75 de milioane de euro. Se vorbește 57 de milioane de euro. Numai atât? Atunci ar 57 chiar... de milioane de euro plus 25, uite că am ajuns la 57 ar mai rămas. Nu, totalul, total. 57 Bun, de milioane okay, de euro. Bun, ok, 60 de milioane. Pe varianta ieftină. Varianta, eu am văzut și probabil că foarte multă lume, din păcate, am fost obligat să vedem mai des aeroportul de la Sibiu decât pe ăsta de la Brașov. Că la Brașov, ce să... Așa, este un hangar, o hală, efectiv. O autogară. O autogară mai mare. Îi zicem aerogară, dar e o aerogară, da? E o aerogară mai mare, nu sunt fițele, să zicem, cu ghilimele, da, de la București, cu Vioara, cu cum e construit terminalul ăsta nou de la Aricoane. E superb, mie îmi place foarte tare aeroportul de la București. Dar sunt convins că un aeroport la Brașov, în primul rând, ne-ar rezolva nouă niște probleme și în al doilea rând ar mai descărca și aeroportul de la București. Și n-ar mai sta așa, că toată lumea se plânge, fac poze, ai văzut, toți pun poze pe Facebook, domnule, că am stat la coadă. Păi dacă ai stat la coadă, sau dacă stai la coadă pe Valea Prahovei, câte 6 ore, faci 6 ore de la Brașov până la București, dar atunci când vine cineva și zice, hai domnule să ne mobilizăm, oprim mașinile, domnule, pe Valea Prahovei, da? Oprim într-o zi de duminică când e traficul ăla, am oprit toți mașinile, le lăsăm așa. Și ce gata, bă, de azi nu se mai circulă pe DN1. Ne ducem în prima gară, în cea mai apropiată, ne urcăm în tren și ne ducem la București sau venim la Brașov, depinde de direcția pe care o avem. Și din momentul ăsta aveți, nu știu, 3-4 zile, 5 zile, că de aia sunteți potenți politic, aveți 5 zile în care să spuneți, da, domnule, uite, negru pe alb, se face autostrada Brașov-Comarnic, începem în data D, o încheiem în data D, atunci se face licitația. Și la final să spună că dacă nu se face până în 2016, se va duce cu cortul pe ea. Asta e că a trecut 2016. Asta a fost șova și nu s-a dus, cred că se duce. El se duce cu cortul în altă parte acum, că sunt niște decizii și, pe da, capul lui. Și apropo de... Nu, da, așa, ar trebui să ajungem un pic la extrem cu ei, că nu cred că mai merge așa. Nu cred că, în primul rând, ar trebui să discute niște parlamentari locali cu grupurile lor parlamentare de la București și să pun exact un pic de presiune, că de-aia îi avem aici să facă un lobby. Alo, salut. Părerea mea personală e că nu-i bagă în seamă nimeni. La o moțiune de cenzură i-ar băga. În momentul ăla i-ar băga. Păi nu atunci. Cu cine votezi? Și pe urmă îi păcălește. Votezi pentru sau bă? Nu, îi păcălești. Nu, când auzi, dăm... Nu cred în chestia asta cu păcălit. Eu nu cred că un șef de partid, nu dau nume și poate fi la orice partid din orice absolut țară, ar lăsa la îndemâna 4, 5, 6 oameni de ăștia dintr-o... Hai că ar putea că discutăm acum regional. Dintr-o regiune să... Dintr-o dată ar fi foarte mulți dintr-o crezi regiune. Tu că ar putea da, fi o idee? Dar ar fi o idee inclusiv cu brașovenii. PSD, ALDE, cred că au 10 parlamentari, plus USR, plus PNL, sunt... Cred că ajungem aproape de 20... De, păi, nici nu știu, dar cred că suntem 15-16... Păi la o moțiune de cenzură, 15-16 voturi fac diferența totală între... Păi nu, dar dacă ar fi și regiune, mai vorbim și de Harghita, Covasna și... Ce să mai discutăm? Care și-au declarat adeziunea cauzei noastre. Păi normal, normal. Ce să mai discutăm? Eu am discutat aici în emisiune cu primarul de la Sfântul Gheorghe, care clar ne trebuie aeroportul ăsta, adică că vorbim românește, că vorbim ungurește, irrelevant. Că... L-au omorât sau l-au omorât secuii pe Mihai Viteazu, e neimportant. Adică trebuie să facem un lucru care ne-ar ajuta pe toți. Adică ce înseamnă să te dai jos din avion la Ghimbav și până la Sfântul Gheorghe să faci 35 așa, dacă respecti toate regulile de circulație. Adică e încercată treaba. Noi le respectăm. Noi le respectăm, plecând de la premiza că toată lumea le respectă. Da? E, ce înseamnă asta? Versus stresul. Uneori ajungi în 2 ore la aeroport. Uneori ajungi într-o oră și 50 de minute la aeroport la București. Uneori. Dar astea sunt condiții ideale. Altfel, dacă ai vreun zbor duminica, atunci când Valea Prahovei este full booked, poți să spui la revedere, drum bun. Adică zici, ce să mă mai duc eu? Lasă-mă să plece avionul fără mine. Alo, tarom? Da, bună ziua. Aeroportul Aricoandă? Da. Spuneți-le lor să plece să nu mai stea după mine, că eu sunt că la Bușteni.
Adică n-am avea nicio șansă. Vedeți un mix așa între autostrada asta Brașov-Comarnic și un aeroport la Brașov? Ar fi o idee bună? Dumnezeu, să le avem pe toate. Eu aș zice Brașov-Sibiu și aeroportul. Pentru mine, prioritatea numărul 1 este autostrada Brașov-Sibiu, care ne-ar lega de restul Europei în momentul ăla. Ar atrage investitori, ar atrage centre de logistică. Sau ar ajuta pe cei existenți. Pentru că toate mărfurile care se produc în fabricile din jurul Brașovului merg spre Occident, nu spre București. Da, dar corect. Acum legat tot de Valea Prahovei, nu știu dacă știți povestea cu directorul acela de la Apple, care a stat 6 ore pe Valea Prahovei. Ai poveste blocat. Sau realitate? Nu știu cât de poveste, cât de realitate. Știu că la un moment dat apăruse în presa locală povestea asta cu directorul de la Apple, care venea să vadă locația de la Coresi și care vrea să deschidă un centru... Mă rog, regional, IT, probabil, regional, da. Apple, la Brașov. Parcă mi-amintești ceva. Și a stat în mașină și a zis, lăsați. A stat 6 ore, a prins un accident pe Valea Prahovei, a stat 6 ore în mașină și s-a răzgândit. Bine, nu știu oricine... cât de adevărată e, dar... Da, bun, acum, dincolo de asta, e un caz singular. Ăsta e un caz singular și oricare dintre noi care am mai ieșit din granițele acestei minunate piciorului de rai, plai, da, gura de rai, gura de rai, piciorul de plai, ni s-a mai întâmplat să stăm în ștau, ca așa îi zice modern, da, la trafic blocat. Stai și în Ungaria dacă se întâmplă ceva, stai și în Austria dacă se întâmplă ceva. Dar la noi se stă constant de vreo 10 ani încoace, cel puțin, pe Valea Prahovei, din ce în ce mai des este blocaj. Adică da, se știe, adică nu e ca și cum vine o surpriză. Uite, bă, e șoc. Noi deja știm, vineri, sâmbătă, duminică, luni, pe diferite, pe ambele sensuri. Exact, pe așa. Și așa știm mai exact, adică putem să facem prognoze de trafic când o să fie blocat Valea Prahovei. Mai așteptăm, aeroportul ăsta, le mai dăm vreo șansă sau mai ieșim o dată? Noi ne dorim săptămâna viitoare să facem o dezbatere cu factorii decizionali locali. Primărie, Consiliul Județean, reprezentanții ai firmelor care au făcut studiile astea de fezabilitate și studiile astea de... Da, aici pot să mai citez scurt pe final de emisiune. Domnul Adrian Gabor, vicepreședinte la Consiliul Județean, zice mergem înainte, remediarea de rosturi, o soluție, nu stăm după melci. Mergem în continuare, s-a câștigat licitația pentru studiul de oportunitate pentru aeroport, deci se întâmplă ceva. Domnul Adrian Veștea spune că este prioritate. Primarul Brașovului, George Schipcar, am văzut ieri, cred, sau astăzi, a fost o întâlnire la nivel regional. Agenția de dezvoltare regională. Da, deci toată lumea zic că, domnule, n-ar fi rău. Le mai atragem atenția odată cu întâlnirea asta, nu? Păi trebuie să le atragem atenția cu întâlnirea asta, să ne spună exact ce și cum. Noi ne dorim transparentizarea acestui proiect. Să vedem și noi exact datele, pe ce sunt bazate datele alea. Că am văzut analiza cost-beneficiu. Acum eu nu sunt un expert în analizele astea, da? Nu, dar aia zic, plecăm, ciudate. Hai să plecăm. Hai să plecăm, hai să plecăm exact. De la premisa că atât costă. Dar vreau mai întâi să ne spuneți. Spuneți-ne în primul rând. Da? Hai să transparentizăm tot procesul ăsta. Vrem să vedem unde, înspre ce direcție mergem, care este planul. Vrem să avem o agendă, un timeline, să ne spuneți, bă, în data de azi trebuie să facă aia, până atunci trebuie să facă aia, până atunci trebuie să facă aia, până în 2020 trebuie să facă aia. Aia în 2020 ar trebui atunci să fie decolarea. Nu știu, nu mă mai interesează cu panglica. Adică pe mine nu mă deranjează să fie toți, dar toți, să se ia de mână, să se bucure toți, useriștii cu pesediștii, cu peneliștii. Și toți să taie, nu mă deranjează. Cât timp eu pot să zbor de acolo? Nu mă interesează ce scrie pe spatele lui la partid. Da, corect. Păi nu cred că e important. Există un parlamentar în Europa, Adam Scap, acum țara de unde a venit, care spune, dom'le, de-a doua zi după ce s-au terminat alegerile, s-au declarat câștigătorii și așa mai departe, trebuie să întorci spatele partidului. Asta ar fi foarte frumos. Dacă reușești să întorci spatele partidului și să... nu te mai trimită Robinson Crusoe după astea orice ar avea el. Tot ar fi o șmecherie. Mulțumim frumos, Radu Hosu. Mulțumesc frumos, Nelu Corbu, pentru participarea la emisiune. Felicitări pentru intențiile voastre, mai mult decât civice până la urmă.
Și să sperăm toți, noi toți, că o să avem și aeroport la Brașov, și autostradă, să avem și Comarnic-Brașov, să avem și Brașov-Sibiu și noi o să fim bătrâni cu un picior în groapă în momentul ăla, după părerea mea. O seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.